Claudia și Maria sunt prietene bune. Nu știu dacă ți-ai luat și tu o rochiță puțin mai decoltată sau măcar un pic mai scurtă. Hai, Maria, dacă aș avea și eu posibilitățile tale... Care își caută parteneri de viață. Mie-mi plac tipii de la toți, mi se par sexy. Păi și mie-mi plac, dar ăsta nu. Iar într-o seară sunt convinse că și-au găsit aleșii. Am văzut că sunteți singure și ne întrebam cum de nu vă bagă nimeni în seamă. Tudor și Gelu chiar par niște tipi interesanți. Păi va trebui să alegem, nu? Cred că cel mai bine ar fi să-i lăsăm pe băieți să aleagă, nu? Numai că... Îmi place, dar nu atât de mult încât să-mi fie iubit. Eu nu am nicio dilemă și știu că Tudor este bărbatul perfect pentru mine. Da, e drăguț, arată bine, e înalt, are zâmbetul frumos, dar nu e genul meu de fapt. Gelu e cel mai bun prieten al meu și e îndrăgostit de Claudia. Problema e că și eu sunt îndrăgostit de el. E simpatic, dar nu sunt îndrăgostită de el. Atunci ar trebui să-i spui. Așa ar fi corect. Și tu ar trebui să-i spui Marie ce simți pentru ea. Nu o să te mint, și eu te plac mult, dar... Păi și atunci de ce ne mai ascundem? Nu pot să-mi bag joc de Maria, e prietena mea. Sunt îndrăgostit de tine și părerea ceva nu mai contează. Nu? Nici Gelu? E prietenul tău cel mai bun. Claudia Nica și Maria Dembinski s-au cunoscut în facultate și de atunci au rămas bune prietene. Cele două sunt de nedespărțit. Merg în vacanțe împreună, vorbesc zilnic, ore în șir la telefon și își spun cele mai mici secrete. Cele două mai au un lucru în comun. Sunt singure, iar în această seară fiecare speră să-și găsească alesul. Ai dreptate. Arăt senzațional. Cum de nu mi-am găsit până acum un bărbat, nu știu. Iar eu pe lângă tine sunt de neprivit. Termină cu prostiile, că nu e chiar așa. Arăți chiar aproximativ bine. Păi vezi, nu arăt la fel de bine ca tine. Nu știu că dacă aș avea și eu decolteul al tău. Nu știu dacă ți-ai luat și tu o rochiță puțin mai decoltată sau măcar un pic mai scurtă. Hai, Maria, dacă aș avea și eu posibilitățile tale... Draga mea, de toate... Asta se rezolvă. Există sutienul cu push-up. Și în plus de asta mai sunt, nu știu, rochițe cu nasturi. Vezi? Se desfac. Sau ceva colorat. Să atragi atenția. Atenția cui? A bărbaților, că asta e ideea. Am aproape 30 de ani și nu am mai avut o relație serioasă de vreo 2 ani, cred. Nu mai vreau să dorm singură. Vreau să iubesc și să fiu iubită. Nu știu ce să zic. Fii atent aici. Îl atragi pe bărbat, îi sucești mințile și după aia e al tău. Faceți copii, vă căsătoriți, mă uitați la casele. Deci asta e soluția. Normal că asta e soluția. Ok. Fac ca tine. Așa. Dar dacă își dă seama cineva, nu știu, deci nu știu ce să întâmplă. Dacă își dă seama cineva, ce? Să nu râdă de mine. Să râdă de tine. Măi! Maria e cea mai bună prietena mea. Ne înțelegem foarte bine. Ieșim foarte des în oraș, ne căutăm jumătatea. Nu prea am avut noroc până acum, dar poate în seara asta. Cele două prietene își petrec seara într-un club cu speranța că își vor întâlni marea dragoste. Însă timpul trece și niciun bărbat interesant nu le-a atras deocamdată atenția. O sfată? Ăla, cum ți pare? Interesant, da? Păi nu vezi cum dansează, e penibil. Și ce dacă nu știe să danseze? Poate știe să facă altceva. Ce altceva? Să facă o conversație bună, de exemplu. A, nu, sigur nu se pricepe la asta. Am mai cunoscut eu tip pe el. Poate el e excepția. Sigur, măi, uite ce tatuaj urât are. Mie-mi plac tipii de tatuați, mi se par sexy. Păi și mie-mi plac, dar ăsta nu. Nu, are o față dubioasă. Nu te inspira? Nu mă inspiră. Bine, renunțăm. Da. Auzi? Mm. Dar de tipul de acolo ce zici? Care? Fără cu ochelari? Da. Du-te, mă, de aici, urcă noaptea. Nu e adevărat, e simpatic. Simpatic? Da. E urât. Nu, bine, nu e cel mai drăguț bărbat din lume, dar e șarmant. Fată, cred că ai și tu nevoie de ochelari. Da, cred că ar fi bine să mergi să-i cer lui. Nu te ține. Ba, da. Am glumit, Claudia. Lasă-mă. Ascultă-mă, tu poți mai mult de atât. Nu putem să ne dăm la orice bărbat din barul ăsta, Doamne. Da, știu, dar
Suntem aici de 2 ore și n-a venit niciun bărbat la noi. Auzi, crezi că suntem atât de neatrăgătoare? Nu, noi suntem foarte atrăgătoare. Problema nu e la noi, e la ei. Ce zici de blondă ăla? Blondă? Mhm. Place. Hai că e chiar sexy. E foarte sexy. Vai, ce l-aș invita la mine la cafea? Nu, eu o să-l invit la mine la cafea. Nu, eu îl invit. Ba, eu. Stai, s-au stricat planurile, are prietenă. Normal, cei mai mișto tipi au iubite. Ai dreptate, hai să ne terminăm astăzi și să ne trimăm acasă. Bună! Bună! N-am vrea să vă deranjăm prea tare, dar deja am făcut-o acum, da. Așa că... Noi vă urmăream de vreo jumătate de oră. Prietenul meu, Gelu, exagerează, nu chiar de atât de mult timp, dar... Maxim 2 ore. Da, 3-4 așa, și am văzut că sunteți singure și ne întrebam cum de nu vă bagă nimeni în seamă. Da, chiar asta ne întrebam și noi. Și am zis... Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.